A venit vacanța cu trenul din Franța. Hai copii la joc, hai Bela și tu. Cărțile pe foc, ba nu, grijile pe foc și acum să facem poziția lumânării. Noroc, Bela, suntem în fund. Stai, Bela. Ridicăm picioarele și dăm din tălpi, țâc, 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 aducem degetele înspre noi. Asta este flacăra care pâlpâie. Și în vacanță mergem la munte, ne rostogolim de 3 ori în spate. Bela, lasă-mă să merg la munte. Și în față ne ridicăm poziția muntelui, spatele drept, umerii relaxați, brațele de o parte și de alta. Zzz, emitem raze de soare din centrul palmelor. Zzz. Sau poate mergem la mare și facem cavalurile. Haideți în 4 labe, fundul pe călcâie, pieptul în față, fundul jos și iarăși fundul pe călcâie, valurile mării. Și la mare se aud niște pescăruși. În picioare, ne aplecăm în față, dăm din aripi, adică din brațe, inspirăm, expirăm și sunetul de pescăruși. Și apoi, pentru că este prea mult soare, să-l salutăm. Inspirăm, întindem brațele, prindem lumina, tac, și o aducem la piept. Și încă o dată. Și a treia oară inspirăm și tăiem tortul pe din două. Fii atentă, Beluța, că vin. Și apoi trecem în fund cu picioarele încrucișate. Easy pose, cea mai ușoară poziție de yoga. Mâinile sunt în față, brațul drept trece peste brațul stâng. Așa, Beluța, linge-mă, prinde-mă omoplații și ne luăm în brațe. Ia-mă în brațe, Beluța, ia-mă în brațe, ne strângem tare, tare, tare. Și acum schimbăm brațul, am uitat, brațul stâng sau brațul drept, invers. Stângul peste dreptul, le dăm din degete, ne prindem omoplații și ne luăm în brațe. Așa, Beluța. Și apoi ne mai bucurăm că începe vacanța. A venit vacanța cu trenul din Franța. Hai copii la joc! Cu cărțile, ba nu, cu grijile pe foc. Și mai urcăm o dată pe munte. Suntem în poziția scândurii de copac și aducem genunchiul drept la piept și apoi genunchiul stâng. Și iarăși genunchiul drept și genunchiul stâng. Și acum pregătiți-vă, sărim. Țac, 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 țac. Îndoim genunchii, lăsăm fundul jos, ne uităm în față, Bela, săr! Și poziția muntelui, drepți cu mâinile relaxate, noroc, Beluța! Zzz, emitem raze de soare din palme. Și vă plăcea mai mult la mare? Poziția valului? Haide, Bela, mai țineți minte? Fundul în spate, fundul în față și în spate, valul, valul, valul și în față. Și în spate, și în față, și acum poziția pescărușului. În picioare lăsăm pieptul în față, brațele de o parte și de alta, degetele întinse, inspirăm, expirăm. Așa, Bela, hopa, microfonul. Inspirăm, expirăm. Și ne bucurăm că a început vacanța. Nu-i așa, Bela? Yay! Vacanță!